Dar pe domnul Tăricianu l-ați mai văzut în ultimele 36 de ore? Ce-o mai face dânsul? Pe unde o fi? Cum? A ieșit la declarații? Aha, am înțeles. Nu, credeam că-i pe la Gigi, mă, încă mai caută podul ăla vechi. Nu, serios întreb. Sper să nu-l descurajeze scorul final, bă, sper să meargă la guvern să-și ia postul în primire. Postul de premier, normal, păi nu așa era vorba. Vă dați seama ce distracție vom avea cu dânsul? Vă mulțumesc, domnule Chiriac. Ficeac, mă rog. Ficeac. Domnule Ficeac. Domnul Turcescu. Sunt caporal în rezervă. Domnul Citacu. Sunt lucrări care trebuie periodic întreținute. Este pod nou. Este un pod relativ, parțial nou. Este nou, domnul Tăricianu. Ați făcut 10 ani ce a făcut la podurile. Nu, este podul hobanat care a funcționat și înainte. Nu mă mai satur privindu-l pe domnul Tăricianu, pe bune. Păcat că nu o să fie dânsul prim-ministru. Doamne, ce veselie ar fi fost în țară cu el, vă dați seama? Da, așa tot cu Ponta. Păi ce chef să mai aibă Ponta de treabă, mă? A, sau Predoiu, vai de mine. Plicticosul ăla de Predoiu, vă dați seama, ție ne așteaptă dacă ajunge el șeful guvernului. Herr Iohannis, vă rugăm, domne. Nu-l lăsați pe domnul Tării la Palatul Victoria, haideți, vă rugăm. Promitem că o să fim cu minți, o să muncim, o să avem numai emisiuni bine făcute. Vă rugăm noi, vă rugăm. Biteșun, sau cum să zice, că uite acum învățăm și nemțească de asta. Uite, vă mai arăt una cu Călin Popescu Tăricianu. Fiți atenți, ce talent! Fostul premier Călin Popescu Tăricianu l-a confundat pe un secretar de stat cu ministrul sănătății Otila Ceche. Te salut! Ce faci? Felicitări! Vreau să spun o chestiune, că susțin chestiunea cu taxa care trebuie să o pui pe fast food, care e foarte bună. El e Ceche. Ceche. Ah, dar... El e secretar de stat. Îl mai felicit? Nu sunt eu, e Ceche, a? Îl mai feliciți? Nu se poate așa ceva, ar fi păcat. Haideți, domnul Iohannis, nu vă mai abțineți, că sigur v-a făcut să râdeți, a? Măcar un pic, un zâmbet, nu? Este o încercare penibilă, drept pentru care nu răspund. O să vă dezamăgesc.